În data de 19 mai, în jurul orei 19, la sectorul Poliției de Frontieră, porțile de fier 2, ITPF Timișoara, s-a prezentat pe sensul de intrare în țară un cetățean român, în vârstă de 44 de ani, conducând un autoturism înmatriculat în Italia, împreună cu un cetățean albanez în calitate de pasager. În urma controlului documentelor de călătorie s-a constatat că cetățeanul albanez nu îndeplinea condițiile de intrare în țară, neavând mijloace suficiente de subzistență. De asemenea, polițistul de frontieră a sesizat suma de 100 de euro în certificatul de înmatriculare al autoturismului pentru a nu aplica măsurile legale. În cauză au fost sesizați lucrătorii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Mehedinți, în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită față de cetățeanul român.